Bună ziua! Azi vom vorbi despre circulația monetară din România. În principal o să vorbim despre această temă, istoria leului de la taler la leu. L-am invitat așadar pentru această temă pe cel mai longeviv director din unul dintre cei mai longevivi din Banca Națională a României, domnul conferențiar dr. Gheorghe Birou. Când am venit în 1985, v-am găsit acolo, domnul director, la Banca Națională. Au trecut mulți ani. Iată, 36 de ani de specialitate în circulația bănescă. Știu că dumneavoastră sunteți cunoscut în Uniunea Scriitorilor. Prietenii vă spun Gelu și a scris și niște cărți despre istoria banilor, istoria sistemului bancar din județul Gorj. Așa este. Bună ziua, în primul rând, și mulțumesc pentru invitație. Sigur că anii au trecut, deceniile despre care aminteați, s-au topit foarte repede. Activitatea mea, ca și a dumneavoastră, a început în mileniu celălalt. Ca atare suntem parte din această istorie a leului ca monedă națională. Și, sigur, așa cum aminteați, între preocupările mele, să zicem, tangente la profesie, dar oarecum extraprofesională, au fost și acelea legate de literatură, dar și de cercetarea științifică. În urma acestei activități am reușit să public două cărți care privesc activitatea Băncii Naționale. Prima dintre ele este o istorie a sucursalei Gorj, o istorie destul de îndelungată, începută și ea la sfârșit de secolul XIX și se numește Gorjul Bancar, Banca Națională, în care am încercat să parcurg un secol și un sfert aproape din activitatea Băncii Naționale la Târgu Jiu. Și a doua carte are o temă și mai incitantă, legată de păstrarea tezaurului din al doilea război mondial la Mănăstirea Tismana. Este și ea o carte deosebită, editată într-un colectiv de autori din cadrul Băncii Naționale. Ultima ediție a fost în 2020. Să zicem, activității care au completat profesia de care m-am ocupat, așa cum spunea domnul profesor, de 36 de ani ne cunoaștem când și-a început dumnealui activitatea la Banca Națională. Pentru mine, în această instituție fundamentală, au trecut deja 41 de ani. Mulți înainte, domnul director, și la cât mai multe emisiuni la EMI-TV pe tema educației financiare. Mulțumesc! Iată, o să vorbim despre bani, dar în primul rând o să vorbim despre leu. Banul, acest crâmpei de mare aventură umană, a fost o binefacere sau un blestem pentru omenire? Oare cât a costat bomba de la Hiroshima? Oare cât costă această cursă infernală a înarmării? Oare cât a costat planul Marshall pentru reconstrucția Europei după cel de-al doilea război mondial? Iată, după această pandemie mondială, asistăm la un nou plan de redresare a Europei. Deja Comisia Europeană a propus statelor membre a Uniunii Europene să vină fiecare cu un plan de reconstrucție și redresare și reziliere. Planul de redresare a Europei se ridică la circa 1800 de miliarde de euro, care va susține reconstrucția Europei după criza provocată de COVID-19. O reconstrucție prin care Europa va deveni mai ecologică, mai digitală și mai rezilientă. Bineînțeles că bugetul pe termen lung al Uniunii Europene împreună cu Next Generation Euro, un instrument temporar conceput pentru a stimula redresarea economiei europene, va
fi astfel conceput în funcție de propunerile cu care vin statele membre a Uniunii Europene. În ceea ce privește Planul Național de Reziliență și Redresare, PNRR, la care mereu se discută în media de astăzi, reprezintă un document strategic structurat pe două priorități, reforme și investiții. Deci avem nevoie de bani. Bani, bani și iară bani. Bineînțeles că eu mi-aș dori, pe lângă celelalte reforme care sunt bine cunoscute și impuse de către Comisia Europeană, mi-aș dori pentru România și o reformă agrară, lângă reforma educației și a sănătății. Și m-am dus cu gândul la acea reformă pe care a făcut-o Ferdinand cu Ice Brătianu, știți dumneavoastră, când România a devenit grânarul Europei. Și ce ziceți, domnul director? Suntem țara, singura țară din Uniunea Europeană, cu cele mai multe proprietăți, cu cele mai multe ferme. Așa cum eram și atunci, de fapt. Așa este. Suntem din punctul ăsta de vedere cu cele mai multe ferme și proprietăți mici, din păcate. Ceea ce spuneați în legătură cu planurile de dezvoltare, indiferent de tipul de societate în care ne aflăm, aceste planuri au nevoie de resurse financiare. Și într-o formă sau alta ne întoarcem la rădăcinile circulației monetare, tema noastră de astăzi, în sensul că nimic nu putem să realizăm sau să progresăm fără bani. Important este cât de bine administrăm această resursă pe care, fără discuție, noi ne-o creăm. Și civilizația umană nu s-a putut dezvolta fără a-și crea niște convenții. Până la urmă, în opinia mea și nu numai a mea, banii sau moneda sunt o convenție, un mijloc de comunicare, așa cum domnul profesor a făcut o mică legătură la început, relațiile dintre noi se armonizează și comunicarea este posibilă prin cuvânt, toate fluxurile economice nu se pot realiza fără bani. Omul a ajuns la concluzia că trebuie să inventeze ceva, să existe un cuvânt universal al mișcărilor economice și sociale și acestui cuvânt i-a pus numele de bani, ulterior de monede, ca să fim mai universitari. Trebuie să facem o precizare. Iată, se discută și despre trecerea de la leu la euro. S-a stabilit chiar o țintă înainte de a începe pandemia, țintă pe care a fost preluată și de guvernul actual, 2024. E greu să faci o previziune acum dacă leul nostru de astăzi va îndeplini criteriile de la Maastricht și nu e vorba de criteriile de convergență nominală, cât e vorba de criteriile de convergență reală. Adică dacă economia României noastră este pregătită să renunțe la moneda națională și să preia moneda euro, care, bineînțeles, ar ridica standardele economice pe alte trepte în ceea ce privește situația economică și socială din România. Problema este că nu se pot face previziuni. După părerea mea, și am văzut și unii analiști din Banca Națională, nu se hazardează să dea prognoze. Cred că va trebui, după ce trece anul 2024, când știm că vor fi alegeri de tot felul, locale, parlamentare, prezidențiale, și va fi un an foarte greu pentru România, probabil mai după aceea trebuie să terminăm și cu aceste planuri și reforme până în 2026. Ne-a propus Comisia Economică ca fiind ținta de a atrage aceste fonduri pentru redresare și reziliență. Deci, iată, România trebuie să înceapă să producă, să înceapă să fie o economie serioasă, să îndeplinească criteriile la Maastricht și toamna e... Doamna e în... Uite că am uitat să închid asta. O să mă închid acum. Doamna e, zic eu, prin 2029 vom fi pregătiți să trecem la Uniunea Europeană. Sigur, nu e o... Să trecem, să aderăm la... Nu e o misiune
ușoară. De fapt, România și-a asumat niște angajamente acceptând să intre în clubul acesta select al Uniunii Europene. Știm fără discuție că una dintre condițiile ulterioare accesului în Uniunea Europeană este aceea de a avea și o monedă unică. Deci mai devreme sau mai târziu România va avea pe teritoriul său va circula moneda euro în locul leului, asta însemnând că nu trecem automat, ci trebuie să ne pregătim din punct de vedere economic. De fapt, economia României și societatea ansamblu ei trebuie să fie pregătită să îndeplinească condițiile de convergență reală, nu numai nominală, pentru a înlocui moneda națională cu euro. Revenind la tema de astăzi, trebuie să spunem din capul locului că vorbim despre moneda leu ca despre o monedă fiduciară, o monedă a unei economii moderne, monedă fiduciară, după cum știm, garantată de Banca Națională României, așa cum Banca Centrală Europeană garantează euro și emite totodată euro. Banca Națională României este singura autoritate națională să emită euro și acești bani garantați sunt, se folosesc atât ca mijloc de plată, mijloc de schimb și mijloc de tezaurizare. Nu mai insistăm asupra funcțiilor banilor, dar trebuie să precizez din capul locului că am observat că sunt economiști și oameni de tot felul care își pun problema că sunt ascultați, dar nu știu eu să spun problema că investesc în fel de fel de criptomonede, așa cum investesc în Bitcoin și alte mii de monede care au apărut ca urmare a tehnologiei IT. Bitcoinul nu intră în categoria banilor garantați. Încă o dată precizez pentru cei care vor să învețe, pentru că România este codașa a Europei în ceea ce privește educația financiară, investiți în acea monedă care este garantată de o bancă, de o bancă centrală. De ce? Pentru că atacurile cibernetice sunt la mod acum și Banca Națională României, Banca Centrală Europeană, cheltuie milioane, mulți bani pentru a asigura aceste investiții pe piața monetară. Deocamdată despre piața bursieră o să discutăm altă dată. Despre piața funciară nici nu mai vorbesc. Când am vorbit de reforme, v-am spus că nostalgia mea este după o bancă funciară. Deci revenind la Bitcoin, Bitcoinul nu poate fi decât un activ în întregime digital, nu este controlat de nicio autoritate centrală cum ar fi o bancă, deci nu intră în categoria banilor garantați care îndeplinesc aceste funcții ale banilor. Așa este și poate ar trebui să facem o mică completare, o distinție, în timp ce să nu facem o confuzie între criptomonede sau monedele digitale și moneda electronică. Da. Criptomoneda sau moneda digitală e un tip de surogat de monedă, e un tip de altă convenție, care are mai degrabă scopuri speculative, nefiind garantat, așa cum spune domnul profesor, de nicio autoritate a unui stat. Aici facem o paranteză. Leu este moneda națională, este un simbol național, este garantat de Banca Națională în numele statului român, pentru că Banca Națională a primit de la statul român, ca orice bancă centrală, acest privilegiu și nu funcționează, nu lucrează în numele ei propriu, ci în numele economiei statului și, deci, a țării. Și acoperă cu aur și alte rezerve această emisiune, așa că, cum face și Banca Centrală Europeană. Absolut. Nu e vorba numai de activ. Deci Banca Națională și orice autoritate națională dispune și de pasivul respectiv să garanteze acest ban. Ca atare, tot ceea ce considerăm noi criptomonedă nu este același lucru cu moneda electronică, adică cu cardurile pe care avem tot lei care sunt garantați de Banca Națională, numai că ei nu funcționează efectiv. Nu-i putem pipăi. Dar despre, sunt despre creația monetară, despre alte funcții ale autorităților naționale de emisiune monetară, despre modul cum supraveghează Banca Națională sistemul bancar din România, despre modul cum supraveghează Banca Centrală Europeană sistemul bancar european și despre Uniunea Monetară la care tindem și noi să ajungem, să intrăm în zona euro, va fi altă temă. Acum revenim la tema noastră de astăzi, istoria leului, o poveste frumoasă, trebuie să facem precizarea că circulația monetară a început odată cu stabilirea coloniilor grecești la Marea Neagră.
Drahma de argint pusă în circulație în cetatea Histia prin anul 480 înainte de Hristos este cea mai veche monedă care a circulat pe teritoriul Dacii. După aceea și celelalte orașe pontice, Tomis, Calatis, Dionisopolis au bătut monedă. Iată cum arată o drahmă, dacă poate regia să ne arată drahma de argint a anului 480 înainte de Hristos. Deocamdată este prima dintre monedele care au circulat pe teritoriul actualei României, nu era atunci România, ceea ce știm deocamdată de la cercetările și descoperirile arheologice. S-ar putea ca în perioada următoare să avem alte informații și mai interesante și mai surprinzătoare. Lucru care se petrece întotdeauna cu istoria monetară, pentru că noi știm că primele monede în forma lor bătută au apărut în Asia Mică în perioada regilor din acea vreme. Au fost banii macedonieni emiși în timpul lui Filip al II-lea, apoi au continuat cu Alexandru Macedon, cu împăratul Lisimach, iar după cucerirea Macedoniei de către romani au apărut dinarii republicani. Și, bineînțeles, trebuie să precizăm faptul că în acea perioadă și dacii au început să bată monedă în atelierele monetare de pe teritoriul vechii daci. Pe la anul 2800 înainte de Hristos apar monedele dacice din argint, ale căror desene le imitau pe cele de pe bani macedonieni sau romani și circulau în paralel cu monedele grecești și romane. În secolul 1 înainte de Hristos, întâi dacii au bătut și o monedă de aur în timpul regelui Coson, vestiții Coson de aur care au circulat, iată, după Revoluție și au fost foarte căutați pe teritoriul Dacii. Vorbeam mai devreme de moneda națională ca simbol al unui stat, al suveranității și al independenței sale. Lucru care s-a întâmplat întotdeauna. Un stat puternic, o organizație puternică, avea și moneda lui. Acest lucru, vedeți că dacii, chiar în secolul 1 înainte de Hristos, știm bine că aveau o organizare puternică, o economie puternică și militară, să zicem, competitivă cu puterea formidabilă a Romei, și acest lucru se vede și prin circulația monetară. Deci când poți să-ți bați propria monedă, înseamnă că ești luat în calcul de cei din jurul tău. Circulația monetară vechea Dacie a continuat după cucerirea Daciei de către romani. Prin anul 106 după Hristos au fost introduse treptat monedele care circulau în Imperiul Roman. Moneda oficială a dacilor a devenit astfel denarul imperial de argint, dinarul imperial. Monedele imperiale române au continuat să circule și după retragerea aureliană din anul 271, utilizarea lor continuând chiar până la căderea Romei în anul 476. Mai târziu, monedele bizantine au intrat în spațiul românesc, circulând secole de-a rândul și a apărut, bineînțeles, acea emisiune monetară a lui Constantin cel Mare, când a bătut o monedă care avea o greutate de 6,83 grame de aur, numită Solidus. Și ușor, ușor, bineînțeles că denarii imperiali au pătruns ca și monedă, mai mult sub formă de argint pe teritoriul Daciei și au împânzit lumea în Imperiul Roman. Ca întotdeauna, forța unui stat și indiscutabil a unui imperiu o reprezenta moneda. Deci este limpede că un stat puternic, cum a fost indiscutabil Imperiul Roman, avea această forță teribilă și normal că el își impunea moneda oriunde ar fi pătruns. Lucrurile s-au schimbat, sigur,
mult mai târziu, după, în mileniul al doilea. Da, după retragerea aureliană au existat o serie de, acea istorie veche de 1000 de ani în care se găsesc foarte greu izvoare istorice de tot felul. Știm foarte bine că au fost totuși o serie de războaie între dacii liberi și unii împărați romani care încercau să-și încrucișeze spada cu dacii liberi și să vină după aurul nostru din Dacia, pentru că știm foarte bine pe vremea aceea Dacia liberă era considerată coloradul Europei, până au fost descoperite și alte zone cu zăcăminte de aur, și ajungem la întemeierea principatelor române din Moldova și Valahia în secolul al XIV-lea, care a însemnat un nou pas înainte în istoria monedei noastre naționale, în istoria leului, istoria banilor românești, primele monede emise în țările noastre datând din vremea voievozilor. Și cel mai renumit este Vlaicu Vodă, în Țara Românească, în anul 1365, când a emis ducat și dinar de argint și bani ca și monedă divizionară, având pe ele stema țării și acvila cruciat. După aceea, în Moldova este Petru Mușat, 1377, care pune în circulație groșii de argint, care o să și semigroșii după modelul groșilor polonezi, care vor circula mult timp pe teritoriul Moldovei. Și, bineînțeles, nu în ultimul, Transilvania, unde a apărut o masă mare de monede din vest, emisiuni de monetaie de tip vest-european, groșii, obolii, dinarii, creițarii, guldenii, talerii și ducații elvețieni. Este foarte important să precizăm și domnia lui Mircea cel Bătrân, 1486-1418, ca fiind un privilegiu pentru domnitor, prin care se permitea plata datoriilor în patru feluri de monedă, ducați, fertuni și banii de argint și, nu în ultimul rând, perperii. Tot în această perioadă trebuie să precizăm pentru creștini ortodoxi că a circulat în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân și dovadă este mănăstirea Cozia, când a și ridicat acea cruce deasupra mănăstirii Mircea cel Bătrân, au circulat efigia cu bani, monezi în circulație, cu care puteai să cumperi și să vinzi orice marfă, a circulat această monedă cu efigia Mântuitorului nostru Iisus Hristos după modelul bizantin. De asemenea, voievozii români au continuat să bată monedă fără întrerupere până prin secolul al 15-lea, când a început invazia Imperiului Otoman. În secolele următoare, monetările din Moldova și Țara Românească au funcționat cu mari întreruperi. Pentru a aniversa, și e foarte important acest moment pentru creștinii noștri, pentru a aniversa 25 de ani de domnie, Constantin Brâncoveanu, un oltean de-al nostru, în 1713 a bătut o serie de monede jubiliare din aur și argint cu efigia dumnealui, domniei sale. Iată cum arăta această monedă bătută în aur în 1713. Una dintre monedele foarte bine realizate, foarte frumoase, pentru din această succesiune de informații putem observa că circulația monetară a avut un anume entuziasm în prima parte a secolului după formarea țării românești și a Moldovei, atâta vreme cât Imperiul Otoman nu și-a extins foarte mult influența în țările române. Ulterior, această influență a devenit foarte puternică și agresivă. Chiar Constantin Brâncoveanu a avut de pătimit, pierzându-și viața el și familia sa, iar restricțiile au continuat inclusiv după venirea lui Carol I, până în momentul în care am reușit să devenim independenți la 1877. Până atunci
Țara Românească, Moldova și apoi Principatele Unite nu aveau dreptul să bată monedă de capul lor. Da, în primul rând Imperiul Otoman le-a interzis. Sigur. Secole de-a rândul în țările române, după invazia Imperiului Otoman, au circulat o mulțime de monede străine, dintre cele mai importante fiind talerii turcești, rusești sau nemțești, galbenii ungurești, austrieci sau tătărești, zloții ungurești și turcești în același timp, carboavele rusești, țechinii venețieni, ai ducaților venețieni care circulă și acum de aur, și lingii suedezi cunoscuți sub denumirea de șalăi și, nu în ultimul rând, trebuie să spunem, de Megidia turcească. Deci la începutul secolului al XIX-lea, în principatele române circulau o sumedenie, peste 100 de tipuri de monede străine, un adevărat haos monetar. Iar spre sfârșitul secolului al XVI-lea, dintre toate felurile de taleri de argint care au pătruns și au circulat în principatele române, românii și-au atras atenția și au preferat să folosească mai mult o monedă care a cunoscut un destin cu totul special. Este vorba despre talerul olandez, Lovendaler, care s-ar părea că este strămușul deopotrivă atât al leului cât și al dolarului. Pentru că pe reversul său a apărut figura unui leu rapart ridicat în două picioare, iată, o să-l prezint acum. Bineînțeles că ne-am însușit acest taler ca fiind moneda noastră a românilor de atunci, din secolele 16-17, ca fiind leu. Așa este. Talerul olandez a fost o monedă pe care populația din principate a agreat-o în mod special. Există și în general în populația, are niște înclinații, niște sentimentalisme și în modul de a-și alege moneda. Această monedă, care n-a circulat tot timpul, Loventalerul sau talerul olandez, a plăcut pentru că înfățișa acest leu războinic așa rampant și chiar după ce a dispărut din circulație, românii au folosit această monedă ca un fel de monedă de cont, pentru că plăcându-le moneda, ei nu i-au mai zis tale, i-au zis leu pur și simplu și multe lucruri, inclusiv contabilitățile și bugetele statelor române se făceau în acești lei de cont, când nu mai erau efectivi până la apariția leului. Și interesant este faptul că în Statele Unite, acum Statele Unite, cu independența lor pe la 1776, nu au o istorie atât de bogată pe cum România, inclusiv Banca Centrală a Statelor Unite este mai tânără decât Banca Națională a României. Fed-ul e 1913, noi ne-am înființat banca la 1880, era a 16-a și este a 16-a bancă centrală din lume. Și de la acest taler, pronunțat altfel, taler, toller, dollar, a rămas numele de dolar pentru americani. Deci avem o similitudine cu marea monedă de peste ocean. De fapt, istoria leului cam cu acest taler începe, cu acest taler olandez și bineînțeles că după ce a fost retrasă din circulație pe la 1750, acest leu a continuat să existe ca monedă de referință. Astfel, pe 16 septembrie 1853, domnul țării românești, Alexandru Ghica, instituie leul ca moneda țării, unitate teoretică, monedă fiduciară, cu care îndeplinește funcțiile banilor, așa cum am precizat la începutul emisiunii, având ca subdiviziune paraua, un leu era împărțit în 40 de parale. Această monedă reprezintă de fapt o unitate monetară de referință pentru stabilirea prețurilor, taxelor, impozitelor, însă toate plățile se făceau în continuare
în fel de fel de monede străine, uneori cum îmi vine să spun acum și asta e adevărul, știți că un visiernic al Angliei spunea moneda rea alungă pe cea bună din circulație. Moneda așa bună întotdeauna e moneda națională, pentru că e garantată 100%. Mergem mai departe și trebuie să spunem că aceste tranzacții și toate impozite erau calculate în lei și plătite în monedă reală. De exemplu, un cal care valora 50 de lei putea fi achitat în 5 galbeni de 25 de lei, un izluc de 5, sau 3 izluci de 15 lei și 400 de parale, 10 lei. Iată o mică demonstrație cât de important era acest leu introdus în circulația monetară din România. Și la vremea respectivă, vedeți că era un fel de curs valutare. Exista o relație între monede, bine, sigur, lucrurile astea se făceau de pe vremea lui Iisus Hristos, că din cauza asta a dărâmat mesele trapeziților din templu. Trebuie să trecem, pentru că asta este istoria și am zis că prezentăm doar momente cronologice din istoria leului, care e destul de vastă, și circulația monetară, nu mai vorbesc când vorbim de circulație monetară, vorbim în primul rând de circulația aceasta a banilor sub toate formele, dar vorbim că odată cu circulația monetară s-a înființat și s-a dezvoltat sistemul bancar până în prezent. Iată, pe baza monede, adică prin circulația monede euro și prin criteriile care s-au stabilit ca să aderăm la euro, se dezvoltă sistemul bancar monetar din zona euro. De asemenea, trebuie să vorbim că atunci când ne referim la monedă, la moneda fiduciară, cu toate funcțiile ei, trebuie să spunem că banca care garantează această monedă, în speță Banca Națională a României pentru BNR, efectuează o adevărată creație monetară, împrumută băncile, și despre creația monetară iar noi ar trebui vreo 2-3 ore să vorbim cu altă ocazie, despre această educație financiară, cum este gândită creația monetară, de ce pe timpul Inchiziției bancherii erau arși pe rug, crezând că fac fel de fel de minuni, dar asta e altă temă. Trebuie să ajungem la unirea Moldovei cu țara românească în 24 ianuarie 1859, referindu-ne la circulația monetară, și s-a încercat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza să înființeze un sistem monetar pe baza circulației bănești care exista în acel an, în 1859, după modelul francez. De fapt, Alexandru Ioan Cuza, știm foarte bine că a instituit și a făcut multe reforme bune pentru România, fapt ce a deranjat pe unii oameni care au făcut tot posibilul ca să, unii oameni cu ghilimele respective, pentru că numai oameni nu erau, erau străini de țelul suprem al românilor de atunci. Deci proiectul de emisiune monetară, proiectul prevedea ca moneda națională să poarte denumirea de român sau romanat. Fapt ce a deranjat pe unii parlamentari de pe timpul Alexandru Ioan Cuza, un romanat ar fi cântărit 5 grame de argint și ar fi fost împărțit în 100 de, ca și monedă divizională, 100 de bani. Din nou, în alta poartă s-a opus. Iată, totuși vă prezint acești 5 romani în 1860, cum ar fi arătat această monedă, romanatul. Sigur, aici istoricii păstrează o povestire destul de interesantă și, într-un fel, anecdotică legată de intenția României de a se moderniza, pentru că secolul XIX, începând cu Revoluția lui Tudor Vladimirescu, care, uite, acum aniversăm 200 de ani, a dat a bătut gongul pentru redeșteptarea națională, urmată după aceea de perioada regulamentelor organice și apoi de reformele formidabile ale lui Alexandru Ioan Cuza. Sigur că România încerca să copieze cam tot ce se făcea bun în Europa la vremea respectivă, inclusiv legislația și făurirea unui sistem monetar și bancar similar. Și pentru că francezii își numeau moneda lor națională franc, românii au zis că și-o numesc pe a lor român sau romanat, lucru care a creat o dispută în Parlament
și afirmația unuia dintre vechii noștri parlamentari, cred că era vorba despre Dimitrie Borintineanu, a spus, nu se poate ca noi să ne ducem la piață și să spunem că un bou face cât 5 români. Și ca atare s-a renunțat la ideea asta în final și, după cum veți vedea, am avut inspirația formidabilă să ne alegem monedă națională, leul. Se simțea nevoia unei legi monetare în România noastră de atunci, tânără. Bineînțeles, prin Constituția țării, cea din 1866, care a ignorat complet problema suveranității Imperiului Otoman asupra Principatului Române, s-a întărit și mai tare dorința noastră, și în primul rând a statului român, de a căpăta independența. Prin adoptarea legii monetare din 22 aprilie 1867, legea devine monedă națională împărțită în 100 de unități numit leuvi, a fost împărțit în 100 de unități numiți bani, un leu echivalent cu un franc francez pe vremea aceea. La început s-au emis o serie de monede divizionare, de aramă, de 1, 2, 5 și 10 bani, bătute în Anglia. În 1867, de exemplu, în Birmingham, în Anglia, s-a bătut monedă în 1968. De asemenea, s-a emis de probă prima monedă românească de aur de 20 de poli. Unii o au în custodie. 20 de lei. 20 de lei, da, un pol, de fapt, un pol, 20 de lei. Celebrul pol românesc. Cu un tiraj simbolic de 200 de bucăți. Iată cum arătau pe vremea aceea moneda de 10 bani, apoi moneda a apărut, bineînțeles, după această lege a fost dat jos Alexandru Ancuza, nu facem prea multă istorie, dar știm foarte bine, și a venit primul rege al României, Carol I, care a emis monede de românești în aur cu valoare de 20 de lei și un pol românesc și, bineînțeles, cu efigia domnitorului din acea perioadă. Trebuie să menținem afirmația că Imperiul Otoman era sensibil la astfel de atitudini. Deocamdată România, chiar așa, unită, unirea mică de la 1859, nu bătea decât monedă divizionară. În momentul când Carol a avut așa o clipă de orgoliu și a vrut să bată moneda cei 20 de polu, format de 20 de lei, a fost imediat sancționat și nu s-a pus în circulație efectivă această monedă, pentru că era o atingere la prestigiul Imperiului Otoman. Așa că a trebuit să mai așteptăm aproape două decenii până când am devenit independenți. A urmat apoi în 3 martie 1870, când se înființează monetăria statului, a urmat o emisiune monetară. Primele monede pe care este inscripționată denumirea de leu, cel de argint, un leu de argint, și bineînțeles am prezentat și leu de aur. Prima monedă de un leu era bimetalică, trebuie precizat, cu etalonul stabil la 5 grame de argint sau 0,3226 grame de aur. Opțiunea BNR era opțiunea României, era limpede, bimetalismul era recunoscut, s-au emis bani scumpi care se circulă concomitent cu bani ieftini. Raportul dintre aur și argint la un leu era de 1 pe 14,38 grame la un gram de aur, un gram de aur era reprezentant de 14,38 de grame de argint. Bineînțeles că Carol I a bătut și monede de argint și de aur. Iată, o să merg pe repede înainte și o să vă prezint aceste monede și ajungem la România
care alături de state independente. Da, România independentă, încă a trecut peste războiul de independență 1877. O să mai discutăm cu altă ocazie că Eugeniu Carada, la care o să vedem, în 1880 s-a înființat Banca Națională a României și Eugeniu Carada a fost pus să administreze banii războiului de independență în 1877. Despre Eugeniu Carada și importanța acestui om care a fondat Banca Națională a României și a refuzat să îndeplinească funcția de guvernator, despre faptul că el mereu era în dispută cu Mihai Eminescu și chiar cu regele Carol, pentru că, fie vorba între noi, el era un fel de republican, deși după aceea a fost de acord cu monarhia și era un prieten bun al lui Cebrătianu, lui Cea Rosetti, și el de fapt a fost artizanul înființării sistemului bancar modern la Băncii Naționale României, și iată, România alături de alte state, încă dinainte de începutul secolului al XX-lea, s-a orientat spre monometalism, aur, spre banii scumpi și mai siguri pe piața monetară din România. În anul 1890, România renunță la echivalentul argint al leului, întărind stabilitatea monetară și facilitând circulația leului și în alte țări. Este de remarcat faptul că primele bancnote, primii bani românești din hârtie, au apărut sub formă de bilete ipotecare și au fost emiși de Ministerul Finanțelor pentru a acoperi cheltuielile de război, război de independență din anul 1877. Biletele au fost puse în circulație în vremea aceea sub valoare nominale 5, 10 lei, 20, 50, 100, 500 de lei și au fost tipăite la Paris în atelierele băncii din Franța. Nu o să mai prezint biletele ipotecare acum pentru că ne ia timp și aproape că suntem pe sfârșit de emisiune, dar sunt frumoase, le găsiți și din alte surse. Ajungem la înființarea băncii în 1880, a Băncii Naționale României. Prin lege, bineînțeles, că Banca Națională a României devine emitent exclusiv a banilor de hârtie și bineînțeles că primele bancnote emise de BNR după 1880 au fost acele bancnote cu un supratipar roșu asupra biletelor ipotecare, ele fiind retrase în 1888 și distruse prin ardele. Între timp, Banca Națională a pus în circulație în 1881 o nouă emisiune de bancnote cu valoare nominale de 20, de 100, de 1000 de lei. Ele vor rămâne neschimbate până în 1906-1910. Sunt foarte frumoase aceste bancnote, le regăsiți și din alte surse, ele au circulat și ajungem la perioada 1916-1918, istoria leului în timpul primului război mondial. Crește inflația, care a condus la scăderea drastică a cantității de monedă metalică aflată în circulație, se suspende convertibilitatea în aur a bancnotelor românești, puterile centrale hotărăsc la Berlin tipărirea unor bani de hârtie pentru teritoriul ocupat al României, Banca Generală Română este bancă emitentă în acest datorită puterilor centrale, datorită situației de atunci, și circulau în paralel pe teritoriul României atât bancnote emise de BNR, atât bilete ipotecare emise de Ministerul Finanțelor, cât și bani emise de Banca aceasta Generală Română, care era susținută de puterile centrale, special de Germania. Ajungem la unificarea monetară din anul 1918, când în Transilvania, Basarabia și Bucovina circulau banii specifici țărilor din care făceau parte aceste regiuni și circulau foarte mult groși în această perioadă. După Marea Unire de la 1 decembrie 1918 a devenit imperios necesară unificarea monetară. Astfel s-a realizat preschimbarea tuturor valutelor care circulau în provinciile românești în lei emiși de Banca Națională a României. Și a apărut acea inflație și acei bani cu valoare mare pe care noi le știm foarte bine și bineînțeles că urmează toate aceste monede urmează să fie preschimbate. Iată, nu mai insist pentru că cred că mai sunt câteva minute până la expirarea emisiunii noastre.
bancnota de 5 milioane de lei cu cea mai mare valoare, este bancnota cu cea mai mare valoare nominală din istoria monetară României din acea perioadă. Aceasta a apărut din cauza dificultății economiei din acea vreme, generată de cel de-al doilea război mondial, și bineînțeles că am ajuns la reforma monetară din anul 1947, când 20.000 de lei vechi se preschimbau și echivalau cu un leu nou. De fapt, trebuie să spunem treaba asta, că n-a fost anunțată această reformă. A avut un caracter, de fapt, confiscativ, pentru că limita schimburile pentru cei care aveau foarte mulți bani, lucru care s-a întâmplat, dar sub altă formă, și în 52. Și sigur, apoi leu a devenit obligatoriu stabil, că așa a fost regimul până în 1990, când am revenit la alt tip de orânduire. Trebuie să facem precizarea că o nouă lege monetară instituie coexistența bancnotelor emise de către Banca de Stat, așa era denumită Banca Națională României în acele timpuri, și circulau atât deopotrivă bilete de tezaur emise de Ministerul de Finanțe, cât și monede divizionare. În acea perioadă, bineînțeles că apare aceea emisiune monetară care am prins-o și noi în copilăria noastră și în tinerețea noastră. Nu mai insist asupra acestor forme monetare, dar iată, Bălcescu nu poate să nu fie pus, marii domnitori erau pus pe bancnote, de altfel marile valori ale neamului ca și astăzi, și ajungem în 1966 în Republica Socialistă România, când de fapt, pentru faptul că s-a schimbat forma administrativă a țării, denumirea a trebuit să fie schimbate și legea. Acestea vor fi utilizate, bancnotele respective, noi vor fi utilizate în paralel cu vechile bancnote. După decembrie 1989, trebuie să precizăm că a apărut o bancnotă la care țin foarte mult să o prezentăm. Este vorba de chipul marelui nostru sculptor Constantin Brâncuș, pentru că este prima bancnotă apărută după 1990. Va mai fi o bancnotă specială în 1999 cu eclipsa care, pe care este trecut și orașul nostru Târgu Jiu, și va mai fi în viitorul apropiat o bancnotă, prima bancnotă pe care va apărea o femeie, este vorba despre Ecaterina Teodoroiu. Deci aici avem, să spunem, câteva premiere gorjenești și în sistemul bancar. Trebuie să facem și precizarea că în 2004-2005, la 1 iulie, de fapt 2005, BNR a realizat denominarea monedei naționale ca urmare a scăderii inflației de la 300% la începutul anului 1990 la nivelul de sub 10%, și deci începând cu 2005 avem noi cupiuri, noi monede ale leului. Monedele de astăzi au fost tăiate 4 zerouri, 10.000 de lei vechi au echivalat cu un leu nou. Se mai vorbește și astăzi de milioane. Eu aș vrea să închei această emisiune printr-o definiție pe care am reținut-o de când eram student de la marele nostru monetarist, academicianul Costin C. Chirițescu. Banii sunt un instrument social, o formă imediat mobilizabil a avuției naționale, o întruchipare omnivalentă și prezentă a puterii de cumpărare, care dă deținătorului dreptul de participare la produsul intern brut. Cred că și euro va putea să îndeplinească aceste funcții. Fără discuție, va face același lucru fără să afecteze cu nimic. Eu vă mulțumesc pentru că ați fost lângă mine și să sperăm că continuăm aceste lecții de educație financiare și sub o altă formă, sub o altă paradigmă. Cu mare plăcere. La revedere, bună ziua. La revedere. Rămâi pe EMI TV, casa cântecului popular românesc.